Vrăjitoare, vampiri, monștri și tot felul de personaje malefice au descins marseară la Colegiul Radu Greceanu la petrecerea de Halloween. Sunt foarte încântată de tradițiile americanilor. Promotat, îmi zici și mie ceva, ce ești tu costumată? O fată care venea de la o petrecere și a avut un accident pe drum în care a murit și fata urma să se căsătorească. Cât ai stat să te machiezi așa? O oră și jumătate, nu. Și ai speriat pe cineva până acum? Pe prietenii care mă așteptau să vin, să venim toți aici și i-am speriat pe toți. Tinerii de la noi au adoptat cu simț de răspundere tradiția americanilor și s-au întrecut în costume și măști fioroase. Pe toți cei care s-au încumetat să intre în joc, i-au trecut fiorii distracției. Știu despre că este o sărbătoare a monștrilor, care se petrece în grup, mâncând dulciuri, făcând sperieturi, bătând pe la uși, colindând și dacă e nevoie, dacă nimeni nu-ți deschide ușa, se zice că se aruncă cu hârtie peste casa omului. Spiritele s-au dezlănțuit așadar pe ringul de dans, iar cei mai îndrăzneți au participat și la concursuri, iar atmosfera a devenit înfricoșător de veselă. Avem concursuri de costume, de dobleci, de mere, tot felul ca ei să se simtă bine. Este o tradiție, organizăm această petrecere în fiecare an de vreo 15 ani. Nu este nimic nou, toate clasele noastre de gimnaziu sunt avizate în legătură cu această petrecere. De obicei este clasa 8-a cea care organizează, în special pentru clasele a 5-a, 6-a și a 7-a. Petrecerea de anul acesta a fost una reușită, la care au participat peste 60 de elevi din clasele 5-7. Desigur, toată lumea a ținut să se integreze în peisaj și nu este de ajuns doar costumația. Un machiaj sofisticat este de cele mai multe ori cheia succesului la capitolul groază. Această petrecere a fost de fapt pentru elevi un mod de a se familiariza cu tradițiile americanilor. Pentru catedra de engleză este unul din lucrurile pe care le facem, să încercăm să aducem elemente de cultură și civilizație cât mai aproape de elevii noștri, să încercăm să nu păstrăm distanța între ceea ce predăm și ceea ce se întâmplă de fapt în lume. Petrecerile de Halloween nu s-au încheiat la Radu Greceanu. La sfârșitul săptămânii urmează și petrecerea celor mari, doar că de data asta vrăjitoarele, vampirii, pirații și monștrii de tot felul vor invada cluburile.